Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Duhul Sfânt. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Ioan capitolul 14, versetul 27. Viața este plină de surprize. Unele dintre ele sunt primite cu bucurie, altele nu. Într-o vară faci o plimbare pe țărmul mării, iar în vara următoare nu mai poți pentru că plaja este acoperită de petrol. Într-o lună valoarea acțiunilor tale se ridică și investițiile cresc, după care brusc totul se năruie. Iar mințile despre care credeai că sunt la conducerea sistemului se întrunesc la o masă rotundă și spun: nu am anticipat niciodată așa ceva. În acele rare perioade când crezi că lumea a revenit pe un făgaș normal, ai grijă. Pe colon se vede o celulă malignă sau o tornadă distruge un cartier, făcând casele una cu pământul. Așadar, ce vom face noi? Când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi că îi va părăsi, ei au intrat în panică, așa că El le-a spus: Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetele 26 și 27. Trebuie să recunoști prezența Duhului Sfânt care locuiește în tine și să-ți zidești o relație cu El. El nu este ceva, un lucru sau o prezență eterică la care nu ai acces. El este reprezentantul lui Hristos. El dorește să te învețe ceea ce nu știi și să-ți aducă aminte lucrurile pe care le uiți cu atâta ușurință. Și pe lângă toate acestea, El îți va da pacea, indiferent ce-ți rezervă viața.